În studiu este Cerasa la Rogen Life Coach, pe care o să întrebăm întâi, o să-i spunem bună dimineața, evident. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Și ești o bucurie, întotdeauna ești o apariție. În materialul dinainte am auzit că certurile pot fi tratate cu empatie. Cum să tratezi o ceartă cu empatie? Păi nu tratezi cearta cu empatie, te tratezi pe tine cu empatie, devii tu blând cu tine, nu te mai critici, nu te mai judeci și nu mai ai de unde să dai ceartă celuilalt. Pentru că nu poți să dai decât ceea ce ești și ceea ce ai. Adică dacă tu îmi ceri un măr verde acum și nu-l am, n-am cum să ți-l dau. Deci dacă eu nu mai am frustrare cu mine, nu mai am stare de nemulțumire că mereu mă simt nu bun destul, adică not good enough, am produs puțin din engleză, ca să nu sune așa rău, atunci nu ai cum să dai ceva care nu ai niciodată. E adevărat că proiectezi asupra celui cu care te cerți lucrurile care te nemulțumesc la tine? 100% vă spun un secret. Vreți să ghiciți gândurile celorlalți? E, pune-l să vorbească despre soție, despre soacră, despre oameni. N-ai să afli nimic despre soție, n-ai să afli nimic despre altcineva. Dar afli despre el. Afli despre el. Ce filtre are, ce răni are, cum gândește, despre ce este, cum este orientat, la ce îi place, la ce îl deranjează, la ce îi lipsește, la așteptările lui. Deci pune pe un om să vorbească despre un alt om și ai să afli doar despre omul care vorbește. Și este clar că atunci când ne certăm, nu avem cum să scoatem din noi cine este celălalt. Absolut, cum scoatem, ai spus, din e noi milion cine la noi. Sută adevărul. Scoatem doar cine suntem noi. Metaforic, să zicem că noi suntem consecința părinților, adică un fruct din pomul numit părinți, da? Și părinții la rândul lor au fost o consecință, adică acolo vindeci înțelegând că nu e personal nimic. Și dacă, de exemplu, tu ai devenit portocală, foarte dulce, te-a întrebat tătă, vrei portocală? Tu ai spus, nu, eu vreau banana, ți-a zis, nu se poate că suntem portocal. Și am devenit mătrăgună, n-a vrut, dar erau părinții și tu fișul de mătrăgună. Și tu îmi dai mult suc dulce de portocal, mă îmbăiez așa în sucul ăla, îmi dăruiești și în fiecare zi. Nu, eu o să-ți dau o travă oricât mi-ai dat tu suc de portocal. Asta e partea interesantă. Eu nu pot să scot din mine ce fruct ești tu, oricât mi-ai dărui. Deci nu pot schimba partenerul, nu. Oricât de mult mi-aș niciodată dori, trebuie să-l iau așa cum e. Dar pentru că avem conștiință, partenerul sau mătrăguna se poate schimba, pentru că nu e fruct, e un om și are conștiință. Și având conștiință, dacă te trezești, dacă începi clar un proces, nu un buton, poți încet, încet să schimbi sucul pe care l-ai în interior și l-ai primit fără să-l ceri. Dar dacă celălalt te acuză tot timpul de lucruri și pe care începi să le crezi, nu ești suficient de frumoasă, nu ești suficient de bună, nu ești suficient de harnică, la un moment dat începi și tu să devii mai mătrăgună decât erai. Așa și începi să generezi invective. De exemplu, și asta aici și ajung la întrebare, dacă am apucat să-mi jignesc partenerul odată și să-l fac mai puțin deștept, ca să eufemizăm, voi putea la următoarea ceartă să evit asta sau voi continua să-l jignez din ce în ce mai tare și butonul se va duce spre plus? Majoritatea relațiilor despre care vorbești aici sunt și sunt majoritatea victimă-agresor. Da. Agresor emoțional, care de multe ori înseamnă dus la extremist, narcisic. Narcisicul a întrerupt empatia, când a fost mic, empatia nu se mai reface. Și afară este carismatic, extraordinar, nemaipomenit, dar în casă, în familie, unde rămâne acolo. Și de ce victima rămâne și suportă și se depersonalizează? Pentru că este poziționată victimă și a cunoscut acasă, la părinți, tot abuz emoțional și nu recunoaște abuzul. Da, deși cred că se simte firesc. Rău, exact, e ca un pește care a stat mereu în apă și atunci asta e firesc, este acasă. Și atunci abuzatorul devine din ce în ce mai abuzator, nu are cum să se gândească data viitoare. Deci, nelucrând cu noi, mai ales narcisicul, vorbim de extreme acum, n-are cum să lucreze cu el, că se simte deasupra tuturor, superior la un specialist și atunci nu poate să primească nimic. Iar victima, când lucrează cu ea, aici e partea cea mai interesantă, și dacă ajunge să nu mai fie victima, adică nu mai hrănește abuzatorul plângând, invective, certându-se și crește stima de sine, singur abuzatorul nu mai relaționează bine cu cineva care nu e victima. Adică își caută singur o altă victimă, nici mai trebuie să divorțăm sau nu trebuie să ne despărțim, că oricum se produce această despărțire. Niciodată nu o să vedem în filmele cu adolescenți
un copil timid care atrage cel mai bun din clasă care joacă fotbal. O să atragă agresorul. Iar chiar dacă lăsăm agresorul în clasă, nu-l mutăm pe copil în altă clasă, că noi așa facem. Ne ducem în alte relații, în altă țară, în alt oraș. Degeaba ne ducem, că ne ducem cu același interior de victimă și atragem același tip de persoană. Totuși, câte ceva se poate face. Și tu ne vorbeai despre trei exerciții pe care am putea să le practicăm astfel încât relația noastră să capete mai puține ascuțișuri. Da, eu vorbind de oameni normali, că majoritatea ne transformăm, dacă învățăm să comunicăm în primul rând, este de un mare, mare ajutor. Dar simțim exercițiul ăla cu uitat ochii în ochi cu iubire. Da, sunt trei exerciții fantastice în care stai la o distanță de 30-40 de centimetri fără să te atingi și încerci să transmiți iubire prin ochi, tot ce poți tu mai bun și simți pentru partener, să-l transmiți și partenerul ție. Și cea mai interesantă parte este după ce ați stat un minut și ați transmis aceste lucruri, fiecare să spună ce a simțit de la celălalt că i-a transmis. S-a înscris, merge? Da, bineînțeles. Cum? Înscris să scrie un cuvânt despre partener sau o frază, îți golești mintea de orice alt gând, transmiți celuilalt ce ai scris, fără să te mai gândești la altceva, iar celălalt, dacă este într-o relație cu tine, ar trebui să ghicească măcar pe aproape ceea ce ai scris. Și cel de-al treilea exercițiu era ceva frumos, fă-i partenerului tău surprize. Fă-i partenerul tău surprize. Dă-i flori. Fă-i ceva, un cadou, un lucru mic care nu costă neapărat. Chiar și un compliment, dacă nu duci un cadou, o surpriză, dar nu cu un scop anume. Deci să facem surprize și lucruri fără un scop anume. Și mai este un exercițiu, chiar dacă nu-l ai acolo, este un exercițiu extraordinar, este un exercițiu de încredere. Să te lași pe spate și să vezi dacă ai multă încredere că partenerul te prinde. Știi jocul ăla când eram mici și ne lăsam pe spate și cineva te prindea? Da. O să vedeți că de multe ori n-avem curaj. Și unul de vindecare, că am promis să aduc peste cât am promis, vindecă foarte tare, este să ne frecăm mâinile până se încălzesc, pui mâna pe inima partenerului și ceri iertare pentru toată energia feminină, incluzând mama și surori și alte relații care l-au rănit ca să nu mai poartă în relație toată trauma din trecut. Merge și el la fel, și el la fel, și își cere iertare pentru toată energia masculină care te-a rănit de-a lungul vremii și să te poți vindeca în acest spațiu. Mulțumesc din suflet, ce lasă, era foarte interesant. Dar nu știu câți bărbați ar face ei chestia asta. Îmi cer scuze pentru toată energia. Dacă țin la femeie, tot bărbați sunt și vulcanici.